orașele din jurul Ilicioscului. Ilicioșc este orașul din care vin ele. Este înconjurat, au fost chiar bombardate, iar ele au auzit un zvon, precum că și Ilicioșc urmează să fie ocupat. Pe malul mării deja se văd în larg patru corăbii, patru nave rusești care așteaptă. Trupele ruse înaintează noaptea între 3 și 5 dimineața. Foarte mulți vecini au plecat. Practic în jurul lor nu au mai rămas oameni. Oamenii migrează în continuu. Pleacă în străinătate pe bandă rulantă, practic. Bărbații au rămas acasă și cel mai probabil vor fi mobilizați. Au luat numai lucrurile strict necesare, gen lenjerie, șosete, câteva haine de schimb. Au să plece cu o zi după, dar de frică că toate drumurile vor fi închise sau vor rămâne încercuite, au plecat cu o zi mai devreme. Practic au făcut bagajele într-o singură oră. În toată regiunea Odessa au sunat alarmele în ziua respectivă și practic oamenii nu mai vor să plece din localitate. Le e frică să mai călătorească, să se mai pornească la drum, inclusiv spre graniță. Am spus tuturor celor apropiați că plecăm. Am plecat numai pentru copii. Mi-era frică să plec singură și de aceea sora m-a însoțit, dar în general nu vroiam să plecăm. Orașul este în întuneric noaptea și practic noaptea noi nu dormim pentru că efectiv stăm de gardă, păzim copiii și dormim doar ziua, câte 2-3 ore. Orașul este, în tot orașul nu există pic de lumină. Luminile sunt închise din motive de precauție. După 8 zile de război, nu ne dorim decât să găsim un loc liniștit în care să dormim fără nicio grijă, măcar 2 ore.